Stimați telespectatori, urmăriți știrile. Mă numesc Cristina Iovanovici. Președintele Comitetului Municipal al Serbiei Unice, Alexander Kerkez, a primit amenințări. Despre ce exact este vorba, ne-a spus într-un interviu telefonic domnul Alexander Kerkez. U nedelju, u 11 sati prepodne, između 10 i 11 sati prepodne, sreo me gospodin Aleksandar Čupić. Duminică, între orele 10 și 11, m-a sunat domnul Aleksandar Čupić și mi-a spus să trec în alt partid, că dacă rămân în acest partid, voi pierde postul de muncă și nu voi mai avea ce face la Vršec. Astăzi am anunțat poliția și s-a făcut un raport. În cazul în care ceva similar se întâmplă, va fi evident cine a fost implicat și va exista acest raport oficial. Aștept ca poliția să reacționeze și să se întrerupe cu aceste amenințări prietenești sau, cum a spus domnul Čupić, sfaturi prietenești. I da se prekine više sa ovakvim drugarskim pretnjama, kako je gospodin Čupić rekao da su to drugarski saveti. Elevii clase a 8-a vor susține examenul final timp de 3 zile și anume pe data de 15, 16 și 17 iunie. Ei vor rezolva testul la limba sârbă, adică limba maternă în prima zi, a doua zi la matematică, iar a treia testul combinat cu întrebări din fizică, biologie, chimie, geografie și istorie. Pe teritoriul municipiului Vršec sunt 500 de elevi ai clasei a 8-a care vor susține testul final. Ceva mai mult despre aceasta ne-a spus domnul Vladimir Stanojev, membru al Comitetului Municipal responsabil pentru învățământ. Când este vorba despre elevii claselor a 8-a, numărul acestor elevi este exact 500 în municipiul Vršec. Este important să menționez că ei vor avea în mod reglementar examenul final cu 3 teste, și anume testul la limba sârbă, adică la limba maternă, testul la matematică și testul combinat. Fiecare dintre cele 3 teste aduce câte 10 puncte. Elevul clasei a 8-a poate avea cel mult 70 de puncte din școala elementară, în dependență de notele obținute în clasele a 6-a, a 7-a și a 8-a. Deci, în total, se pot obține 100 de puncte. Examenul final va fi organizat în 3 zile consecutive, adică în 15, 16 și 17 iunie. La toate cele 3 teste se pot obține un număr maxim de 30 de puncte în total, adică la fiecare câte 10 puncte. Această metodă de notare se aplică din anul școlar 2015-2016. Înscrierea la școlile de muzică și balet va avea loc în 24 iunie. Rezultatele testelor preliminare vor fi cunoscute deja după 2 zile, în timp ce publicarea rezultatelor finale va fi în 24 iunie. După publicarea rezultatelor examenului final, fiecare elev calculează numărul de puncte cu care aplică pentru înscrierea în școală dorită. Completarea și înmânarea listelor de dorințe pentru înscrierea în școlile medii se va desfășura în școala elementară pe data de 25 și 26 iunie. Publicarea rezultatelor oficiale privind repartizarea elevilor în școli medii și profiluri în cadrul școlilor va fi în 4 iulie. Prima perioadă de înscriere în școlile medii va fi în 5 și 6 iulie, iar al doilea termen va fi în 8 iulie. În cadrul marcării Săptămânii Cruce Roșii, astăzi a fost organizată Ziua Ușii Deschise. În incinta Cruce Roșii, în strada Zmaiovina numărul 9, de la ora 9 până la ora 12, a fost organizată o acțiune de măsurare a zahărului din sânge și a tensiunii arteriale în colaborare cu Căminul Sanitar. Mi kao Dom zdravlja obeležavamo 10. maj, Međunarodni dan fizičke aktivnosti, po sloganu Kretanjem do zdravlja. I hoćemo da skrenemo... În cadrul Căminului Sanitar, sărbătorim Ziua Internațională a Activității Fizice în 10 mai, sub genericul Până la Sănătate prin Activitate Fizică. Dorim să aducem în conștiința publicului că activitatea fizică, cu durata de cel puțin 30 de minute zilnic, fie o plimbare sau un not sau orice activitate fizică, are efecte pozitive asupra sănătății. Cu această ocazie am organizat o acțiune de măsurare a zahărului din sânge și a tensiunii arteriale și dăm sfaturi privind regimul alimentar, modul în care se pregătește mâncarea, fumatul și despre factorii riscului a diferitor boli, mai ales că acum este primăvară și putem face destule mișcări și anumite schimbări pentru a ne îmbunătăți sănătatea. Ove jako bitne stavke o kojima pričamo. Naravno, da ponovim, o faktorima rizika koji su jako bitni i sad je proleće vreme kada baš mnogo toga možemo da uradimo na očuvanju svog zdravlja.
Campania de donare de sânge va avea loc la sediul Crucii Roșii între orele 8 și 11. La acțiune vor participa angajații și voluntarii Crucii Roșii, Centrul Școlar Nicola Tesla, dar facem apel la toți donatorii de sânge să se alăture acțiunii. Campania de adăpostire a câinilor în sezonul de primăvară este în decurs. Mai multe despre acest lucru și despre alte activități ne-a spus Goran Luketić, directorul adăpostului. Svake godine sprovodimo tu prolesnu, kako ste rekli, akciju udomljavanja. În fiecare an, când se face vreme mai frumoasă, organizăm adăpostirea câinilor. Aceasta sub înțelege că scoatem câinii în public, de exemplu pe târguri, ca oamenii să poată să-i vadă și să-și aleagă un câine. S-a dovedit că aceasta este mai ușor pentru oameni decât să vină la noi. Trebuie să menționez că și la adăpostul și azilul pentru câini, în fiecare zi de la ora 7 până la ora 20, se pot prelua câinii. Repet încă o dată, organizăm această acțiune spre binele cetățenilor, pentru că le este mai ușor așa. Fiindcă e vreme mai frumoasă și e primăvară, s-a mărit numărul de câini vagabonzi și întreprindem acțiuni pentru a-i prinde. Și pentru muncitorii noștri care iese pe teren este mai ușor să-i prindă acum. Avem 8 muncitori și se muncește în 2 schimburi. Imamo 8 ljudi koji su konstantno na terenu, rade se u 2 smene, znači do 8 sati uveče je uvek neko na terenu i prihvatilište i azil je do tog vremena otvoren. Pe data de 13 mai, Sărgean Ratković, antrenorul clubului Urban Jiu-Jitsu, se duce la Lisabona pentru a primi premiul Casa Cinstei. Sad u petak odlazimo za Lisabon, kako smo i rekli, dobijam 6. nagradu. Vineri ne ducem la Lisabona. Am primit premiul Casa Cinstei, așa că mă duc ca să-mi fie înmânat acest premiu. Pentru mine, anul acesta este special, deoarece cu mine merge și un elev, el fiind primul elev minor care primește acest premiu. Este vorba despre Sărgean Marin. Deci, weekendul următor vom fi la Lisabona, iar luna următoare voi primi încă un premiu Casa Cinstei. Cu această ocazie voi merge la Barcelona, unde se vor întruni 300 cei mai buni din acest domeniu. În iulie ne așteaptă evenimente la Split, în august un seminar la Lacul Srebrno, unde vor participa 12 maestri din lume, iar din septembrie avem deja alte activități. Slavnih iz celog sveta i to bi bilo do septembra, ma počnemo dalje. Fiind zilele calde de primăvară, se pot observa mai mulți motocicliști în jurul orașului care conduc cu o viteză mai mare decât limita de 50 de km pe oră pentru localități. Conform informațiilor primite, printre acești conducători se află și cei care încă nu au 18 ani. Apelăm la părinți să nu permită copiilor minori sau copiilor fără permis de conducere corespunzător să participe în trafic. De asemenea, sunt rugați părinții să-și avertizeze copiii despre pericolul care îi amenință atunci când conduc cu viteză mai mare decât ce e permis și când nu poartă căști de protecție, deoarece prin acest fel de comportament nu fac doar încălcări de reguli de trafic, ci își pun în pericol grav siguranța proprie și siguranța celorlalți participanți în trafic. Până la sfârșitul zilei ne așteaptă vreme schimbătoare cu cer parțial acoperit de nori și ploaie. Valorile termice vor fi cuprinse între 15 și 22 de grade Celsius. Vântul schimbător suflă cu viteze de până la 4 metri pe secundă. Pentru mâine, meteorologii prevăd vreme schimbătoare cu cer acoperit de nori și ploaie. Temperatura minimă în orele dimineții va fi de 16 grade, iar cea maximă în cursul zilei va ajunge până la 22 de grade Celsius. Vântul va sufla din sectorul sud-est cu viteză de până la 5 metri pe secundă. Stimați telespectatori, ați urmărit știrile. Vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de noi!